Victor Ponta, reacție exploziv la lista neagră a Comisiei Europene, Băsescu, marele model al lui Dragnea mincinosul, vine iar în minte de înghea apele. Fostul premier Victor Ponta a reacționat vehement după ce fostul presubliniere din TEP Traian Băsescu a declarat, marci, ce nu a avut una subliniere ting, în timpul mandatului său, de un document transmis de C3 Comisia Europeană, care se conțin nume de persoane cu probleme penale, în acea perioadă fiind suspendat din funcția de subliniere F de stat de coaliția USL. Scrisoarea Comisiei Europene din octombrie 2012 a apărut ca subiect după 6 ani, inda iar ocazia s-a mai uituit la ce subiecte dezbatem noi despre Europa. Băsescu, marele model al lui Dragnea mincinosul, vine iar sim minte de inghiata apele, el era suspendat când a venit scrisoarea. Dacă v-a uitat mai jos, scrisoarea este din 10 octombrie 2012, adică exact când Băsescu suspendatul era de peste o lună înapoi, de fapt din 28 august, la Cotroceni de si 90 din votanții de la referendum îi spuseseră să plece. Scrisoarea a venit tocmai pentru ca Băsescu și Macovei ne-au reclamat la comisie, este adresată ministrului justiției, doamna Mona Pivniceru, nici măcar la guvern nu a venit, evident că nu o întreabă nimeni pe destinatarea cum a fost și merg toti la TV să-i si dea cu părerea despre asta. 3. Scrisoarea este în baza MCV, adică acel mecanism pe care ne-au promis si Băsescu si Iohannis si Cioloș ca îl ridica dacă sunt ei la putere si nu PSD, vedeți ce l-au ridicat, da? 4. Avem cea mai mare inflație din Europa, cel mai mare deficit bugetar. Cea mai mare problemă la balanța comercială, euro tot crește fata de leu, scad investițiile străine și am absorbit 4,5 din fondurile europene în al 4-lea an de exercițiu bugetar unul pe an, deci în 100 de ani o să luăm toti banii. Si noi dezbatem minciunile lui Băsescu despre 2012. Suntem o tară minunată. Si ne uitam la televizor, a scris Ponta.